Salutare jupânilor, eu sunt Cocomin și bine v-am regăsit la un nou video de pe acest canal. Astăzi ne vom juca Farming Simulator 19, iar acesta este un nou episod din seria noastră de roleplay pe Dumești. Ei bine jupânilor, înainte de a începe acest minunat episod, v-aș ruga tare tare mult să apăsați butonul de subscribe, pentru că foarte mulți dintre voi cei care mi-urmăriți episoadele nu sunteți abonați la acest minunat canal YouTube, așa că haideți să stoarcem împreună butonajul de subscribe și cel de like la acest minunat episod și bineînțeles nu uitați să lăsați un mare follow la pagina noastră de Instagram, o aveți aici în stânga jos, pentru a ne strânge și acolo și pentru a ne forma o comunitate cât mai mare de jupâni. Noi să trecem la episod. După cum puteți vedea jupânilor, suntem la stână, avem frumos aici 3 UTB-uri, 3 UTB-uri care sunt foarte, foarte șmechere, plus loganurile pe care le avem, sau loganele, cum se zice. Și nu știu ce UTB-ul să iau acum, ia să vedem, ala, bala, portocala. Să luăm pe asta? Hai că luăm pe asta, dacă e. Avem ceva cuplat aici în spate? Hai că n-avem. Să ne urcăm în el, să-l pornim, că trebuie să mergem tocmai pe câmp, să luăm, să descărcăm din combină de la neanelul niște grâu și... Nu știu, o să aducem două remorci. Da, o să aducem două remorci pline și... Nu știu... Da, cred că două remorci pline și una pe jumătate încărcată. Să vedem, o să vedem imediat. Și da, foarte... Foarte mult grâu avem. Chiar foarte mult grâu o să, și în continuare o să trăierăm destul de mult grâu. Dar e bine că, na, avem, o să avem ce să vindem. Propunerile de grâu să... Cererile de grâu de vânzare am enorm de multe cereri și o să am unde să vând sute de tone de grâu. Așa că asta e o treabă bună. Asta e o treabă bună, avem oricum. Grâu se vinde peste tot, adică până la urmă din grâu faci făina, din făină faci pâine și tot așa. Adică asta e foarte bine până la urmă. Și, na, grâu mereu o să meargă, grâu și porumbul, bine, și floarea soarelui o să meargă întotdeauna. Dacă ești agricultor și vrei să cultivi ceva cereale, astea sunt cele de bază cu care o să crești așa în fermă, să zic. Am ia să urcăm și noi pe aici ușor. Op, avem frumos remorcile acolo în... Avem remorcile în deal. Ia uitați-le cum ne așteaptă, e și un UTB albastru pe care l-am lăsat aici de data trecută, să vedem noi. Să cuplăm remorcile alea. Uite, una deja încărcată și ia să cuplăm noi remorcile astea două, care sunt destul de murdare, dar bine, pe interior nu sunt murdare, dar op, le cuplăm frumos și gata. Ia să ne urcăm în tractor și să mergem direct să luăm să descărcăm din combină. Bine, remorcile astea sunt prăfuite de la grâu, vă dați seama, e praf de la grâu. Și na, dar de murdare nu se nu smurdare decât de praf pe interior. Ia să vedem noi. Să descărcăm frumos aici, cred că neanelul a plecat. Da, probabil că a plecat neanelul. A, dar nu mai avem oare un buncăr pe aici de descărcat? Ia să vedem. Ia să vedem noi. Avem, nu prea avem chiar atât de mult, așa că o să ne băgăm, cred că noi, la treierat. Că neanelul, cred că a plecat cu treburile lui, așa că haideți să pornim combina, să oprim tractorul, să nu consume multă motorină, ușor, atât, și să ne urcăm noi în combina acolo frumos. Ia să vedem. Hop, ne băgăm și ușor pe aici. Astăzi trebuie să mergem să vindem și 2 porci. Așa că nu o să trăier mult, o să bag 2-3 brazi de la treierat și după aia trebuie să mergem să luăm o remorcuță și să mergem să luăm 2 purcei. O să luăm mai întâi 2 purcei, că 2 am de vânzare, dar o să luăm remorca aia de la stână în care pot să bag purcei, că altfel n-am cum să-i bag. Să mă duc eu personal cu mașina sau cu o dubiță și să bag purcei, îmi vine mai greu. Așa îi bag direct în remorca aia și da, am terminat povestea, să zic așa. Bag purcei frumoși, unul de 180 de kg este, amândoi sunt românești de fapt, unul de 180 de kg, unul de 210 kg. Sunt destui de
mari, să zic așa, sunt destul de grași, așa că da, o să avem ce vinde. O să mă înțeleg și cu omul să văd la kill cât o să las și eu kill-ul la porcel. Cred că o să-i vând, ori o să-i vând la bucată, să-i vând la kill, nici nu știu cum să-i vând. I-aș vinde direct la bucată, parcă că așa cu chile să te încurci așa, nu știu ce să zic. Așa că mai bine cred că îi vând eu puțin la... Adică îi vând direct la bucată, ce să... Eu vând direct la bucată și am încheiat povestea. Ia să ne mai băgăm o brazdă. Ne mai băgăm o brazdă. Cât o să mai avem vreo două tone, o să băgăm remorca aia și în cealaltă. Și o să mergem direct la stână, așa. Să băgăm în bunker acolo. Că acum am mai golit din bunkerul ăla și am pus în celălalt, ăla de la vale. Și acum avem loc să punem în ăsta mare. Avem că era plin numai cu grâu aproape. Deci numai cu grâu era plin. Bine, și puțin porumb, dar mai mult grâu avea. Mai mult grâu avea bunkerul ăla. Și am zis, băi, ce-i cu atâta grâu? Aveam undeva la vreo 200 de tone de grâu. Deci chiar foarte mult. Uite că au mai rămas câteva smocuri aici în deal pe care nu le-a luat header-ul. Era în dâmp și cred că de-aia nu le-a luat, dar o să le luăm noi la final sau o să le ia neanelul, o să vedem. O să vedem cum o să fie. Terenul ăsta e mare din câte se vede, e chiar mare. Și asta e bine că e lung și vedeți și voi, ne întoarcem chiar din lung odată la 5 minute. Ia să vedem, ridicăm header-ul, să oprim și noi combina. De aici o să o preia neanelul când o să vină din treaba lui. O să umplem aici remorcuța și oprim combina. Ba, gata, să ne dăm jos. Remorca asta o să o las aici, că n-are rost să o iau după mine. Să ne urcăm în tractor, să-l pornim și să mergem să cuplăm și cealaltă remorcă. O să mergem direct cu două remorci. Asta o să rămână aici, când o să mai aibă neanelul buncărul de la combina plin, o să descarce acolo. Bine, când o să vină, nu știu unde a plecat, cred că are o urgență și de aia, că altfel nu pleacă el. Op, ușor să avem grijă pe aici și să cuplăm la remorca cealaltă. Să vedem dacă putem așa din prima. Ia să vedem. Op, ușor. Ia să vedem, ne dăm jos și să o decuplăm de aici. Bam, și acum ne băgăm la asta, la altă, să o cuplăm și o dăm în marșalie, că altfel... Așa, cred că e cel mai ușor. Ia să băgăm noi marșalier și... Cred că merge, nu? Stai. Să cuplăm și firele. Bam, și acum să o dăm în marșalier. Acum, ia să vedem. Cred că merge, nu? Merge cu plată, n-are cum. Perfect. Bun, și să o ducem direct, să le ducem direct în bază. Ia să vedem. Cum să coborăm pe aici. Hai că coborăm pe aici, dacă nu. Coborăm pe aici. Cred că ne vine mai ușor pe aici decât să o mai luăm pe acolo pe uliță. E ușor, bă, dar să lăsăm remorcile, să lăsăm tractorul ușor, că nu vreau să îl stric pe aici. Și să pun direct frână brusc acolo la ieșire pe drum. Op, ușor. Ușor. Trebuie să avem grijă maximă pe aici. Ca să facem și o poză frumos. Bam, am făcut și o poză de aia demențială. Bam. Și am plecat. Stai, ușor aici la remorci. Trebuie să avem și pe aici grijă. Gata, hai că le-am luat și îi dăm blană. Avem girovarul pornit. Luăm frumos după aia remorcuța aia și mergem direct să luăm doi purcei. Încărcăm doi purcei acolo și îi ducem la oameni în sat unde am eu de vândut purcei. Nici nu știu cu cât să dau purcei. Să-l dau cu 18 milioane? Să-l dau oare cu 18, 15, 16, 17, 18 milioane, pe acolo. Între 15 și 18 milioane i-aș da. Nici foarte, foarte scump, că am văzut la alții care dau purcei cu 20 ceva de milioane și care sunt mai mici ca a mei și tot românești. Și sunt și alții care îi dau cu porcul cu 10 milioane și sunt destul de mari. Adică, na, să nu fie nici foarte, foarte scump, nici foarte, foarte ieftin, să rămân și eu în pagubă, să zic așa. Așa că o să-i dau un preț bine, o să mă înțeleg și cu oamenii, că na, până la urmă trebuie să te înțelegi cu om. Ia să vedem, cum urcă UTB-scul ăsta pe aici. Îl dăm pe avarii, avem 14 tone, de data asta n-avem chiar atât de mult. Ușor.
Epta fumă rău scoate din partea asta. Op, și ușor. Hai că reușim noi. Gata, hai că am urcat. Am urcat și cu TB-ul. O să trebuiască să băgăm săptămânele astea și la discuit. Avem o grămadă de treabă acum. Chiar avem o grămadă de treabă. Ia să lăsăm noi frumos aici recolta, să o băgăm în bunker și să avem de unde să o vindem. Ia să vedem. Hop, pac, descărcăm. Descărcăm și din remorca asta la altă. Stai așa. Pac. Atâta, una pe o parte, una pe cealaltă parte. Bă, da, trebuie să spăl remorca. De fapt, toate remorcile trebuie să le spăl. S-au mai murdărit și ele de praf, de la atâtea cereale, vă dați seama. Uite cât a praf fac cerealele astea, vă dați seama. Op, gata. Acum să parcăm undeva pe aici. Să le parcăm undeva pe aici și să le lăsăm. Op, atâta. Pac, decuplăm și gata. Plecăm în treaba noastră acum. Oare să luăm alt tractor? Da, nu, mergem tot cu tractorul ăsta. Dacă l-am luat pe ăsta, mergem cu el. Chiar e mișto tractorul, l-am luat de ceva, de puțin timp de fapt aș putea zice, dar merge strună, ia uitați și voi. Merge, zici că l-am de o viață întreagă. Ia să cuplăm frumos remorca asta specială pentru animăluțe și să mergem direct să luăm porcușorii. Hop, gata. Ne băgăm frumos, cuplăm aici la cârlig și ia să băgăm noi în marșalier, stai. Stai așa că nu e așa. Să băgăm în marșalier, dar mai așa puțin. Hai ca să nu bulim nici dasterul de la primărie. Băi, trebuie să-l duc la primărie și pe ăsta. Trebuie să-l duc la primărie că e jale mare și pe ăla. Hai că o iau pe aici direct, dacă tot trebuie să o iau pe acolo, dar dacă tot m-am întors, o luăm pe aici. Sau, de fapt, ia să facem noi o altă șmecherie. Ne întoarcem înapoi. Să nu dau un disc, că pot să fac explozie la roată repede. Să ne întoarcem noi. Întoarcem noi cumva și o luăm tot pe partea asta la alta. Hop, atâta. Hai că merge UTB-scul ăsta. Merge UTB-scul. Păi, jupânilor, cred că am să revin eu direct de la Purcei acolo. După ce am să-i încarc, am să revin și o să mergem după aia să-i vindem la oameni prin sat. Am revenit, jupânilor, am urcat frumos și purcelul și aici în remorcă. Ia uitat să vi arăt. Mai bine, pac, pac, ia uite. Amândoi frumos românești, unul mai rozaliu, unul mai puțin cu piete, dar nu-i problemă. E unul mai gras decât altul, ce să mai. Unul mai mare ca altul. Am spus, unul are în jur de 180 de kg, unul are vreo 210, deci sunt destul de grași. Avem deja în remorca aia 400 de kg. Acum, na, haideți să ne urcăm în tractorel și să mergem la oameni unde am eu de vândut purceii. Am de vândut pe aici prin sat un nene care stă pe aici prin zonă. Și un nene care stă exact de la Vale de Stână. Stați așa să ridicăm frumos remorca de spate, că am lăsat-o jos ca să putem urca purcei. Atât, hai că am plecat și îi dăm blan acum cu UTB-ul. Noi dăm blăniță. Bine, nenea o să mă sfătuiesc cu ei să văd la ce preț să-i las. Acum o să vând porcul ăla mai mare, ăla mai gras de 210 kg, ăla din dreapta, ăla roz. Ăla mai rozaliu, mai așa, mai... Ăla pare mai românesc, ăsta... Bine, și ăsta e românesc, dar pare parcă e alt soi. Ușor, ia să lăsăm noi pe aici. Atâta. Și direct la stânga este un nene care a vrut să cumpere un purceluș. Astăzi, purcelul deja e mare, purcel, porc, cum să-i mai zic. Ia să-i dăm blană. Stă exact pe casa aici, pe dreapta. Ia să vedem, ușor. Să o lăsăm și noi pe aici cu tebescu, să nu zdruncinăm purcei și să cadă pe acolo. Că sunt grași și dacă cad, nu se mai ridică. Da, exact aici stă nenea. Ia să vedem, oprim frumos tractorul. La dreapta, de fapt. Hai că-l urcăm pe uliță, oricum trebuie să deschidă poarta și să-l băgăm aici pe poartă. Ia să vedem. Op. Atâta. Facem frumos și o poză. Stai așa. Să dăm mai așa, puțin. Gata. Eu zic că e bine. O să opresc tractorul
Mă duc să strig la om să vorbesc cu el și am să revin imediat. Am revenit jupânilor, deja am dus porcul aici la nene Arelu. Până la urmă am zis omului că îi las la 19 milioane. El zicea prima dată de 20 dacă las. I-am zis, bre, Arelu, eu îl las la 18-19. Așa că l-am lăsat la 19, frumos la 19 milioane și până la urmă, da, am făcut un bănuț, 19 milioane am luat și nu, stați. Am revenit jupânilor, aici deja am pus porcul în curte la Nea Arelu și până la urmă a zis nenea dacă îl las la 20, eu i-am zis, bre, Nea Arelu, eu îl las și la 19. Hai că l-am lăsat la 19, mi-a dat omul banii, acum să se bucure de porc. Eu mă sui în tractor că mai trebuie să duc la o casă încă o comandă. Ia să dăm pe avarii și să ieșim de pe aici, de pe ulița asta ușor. Ia să vedem, mamă, cât a podul pe aici. Bun, și să mergem la următoarea casă, să vindem porcul. Că ăla o să-l las, cred că la vreo 16 milioane. Ăla o să-l las la 16. Băi, sunt destul de ieftin, pot să zic, îi dau destul de ieftin. Dar, na, până la urmă, ai ce să mănânci din el, să zic așa. Toată iarna ai ce să mănânci. Au și șuncă, au și mușchi destul, au de toate. De toate au. Și eu zic că, na, e un preț destul de bun. Adică, na, l-am lăsat la 19 milioane. Na, omul auzi că sunt mai scump pe aici prin sat, cine mai are crescătorie de porci. Mai este parcă un nene care are o crescătorie de vreo 10-15 porci și mai vinde el anual porci. Știi că vreo 22-25 de milioane bucata, cum am avut eu, cum l-am dat eu pe ăsta la 19, el de la vreo 22-23. Băi, na, acum fiecare îl dă cum vrea, după cum știe câți bani a băgat. Bine, până la urmă nu poți să-l dai nici cu 30 de milioane pe aici prin zonă, că te ieși tu după preț. Am mai să oprim și noi aici frumos. La nea Ion, ia să oprim noi tractorul. Mă dau și eu jos să strig la om și am să revin imediat. Am revenit jupânilor, i-am vândut porcul și unei Ion, îl am lăsat la 15 milioane până la urmă. El l-am lăsat la 15 milioane, de 1 milion a zis că nu. Am revenit jupânilor până la urmă, el l-am lăsat la 16 milioane, porcul lui Nea Ion, 180 de kg, frumos. Și da, acum am făcut și cu purceluși și bani, o să mai vând într-o zi niște purceluși. Așa că haideți să pornim noi tractorul și să mergem direct la stână. Ușor, hai să ne ducem pe aici. Bun. Păi da, jupânilor, cam atât a fost și cu acest minunat episod. Sper că v-a plăcut, nu uitați să lăsați acolo un mare like și un subscribe ca să ne strângem cât mai mulți jupâni pe acest minunat canal YouTube. Pe data viitoare vă urez numai bine și noi ne vom revedea, bineînțeles, în următorul episod.